Sau mașină de spălat, un aragaz, o baie ca lumea, spațiu în cameră. Sunt câteva dintre criteriile pe care le are Georgiana atunci când vine vorba să-și aleagă o locuință. Tânăra este din județul Argeș și studiază actoria la Constanța. În fiecare an se confruntă cu aceeași problemă, găsirea unui spațiu de închiriat. Am stat, de fapt, la începutul facultății, la o vilă chiar la 5 minute de aici, dar pe timpul verii a trebuit să plecăm ca să bage turiști. Și m-am uitat după apartamente. Da, prețurile păreau ok, după când sunai, de fapt, era alt preț sau ți se spunea, hai vino mâine, a doua zi când sunai, a, da, am dat-o de mult. La rândul lor și proprietarii de locuințe au cererile lor. Cei mai mulți dintre aceștia sunt foarte selectivi când vine vorba de viitorii chiriași. De preferabil o fată să fie nefumătoare. Este mesajul pe care îl postează în anunțurile de pe internet. Alții, în schimb, nu au preferințe. Își doresc însă persoane civilizate. Eu cred că stabilirea unor criterii fixe în alegerea chiriașilor ar fi un pas greșit. Adică nu putem să ne luăm după să alegem băieți neapărat sau fete, neapărat sau fumători sau nefumători. Asta prea puțin contează. Oricum, închiriatul e un joc de noroc oricum. Constanțenii care au apartamente și garsoniere de închiriat nu își fac griji că sezonul estival este pe final, pentru că în curând locul turiștilor va fi luat de studenți și viitori studenți care vor începe anul universitar din octombrie. Pe site-urile de profil, anunțurile curg încă din luna iulie. Ca de obicei, cartierele cele mai căutate de către studenți sunt Tomis Nord și Faleză Nord, pentru că sunt situate în proximitatea căminelor, respectiv a facultăților. Valoarea media chiriei solicitate este de 350 de euro, dar avem cazuri de studenți străini din Maroc. Am avut niște studenți care, pentru o chirie mai mică, s-au dus în sudul orașului Constanța, doar ca să plătească lunar mai puțin. În ceea ce privește variantele pe care le au, tinerii au de ales în funcție de buget și de gradul de confort dorit. Cele mai căutate sunt garsonierele, dar și apartamentele cu două sau mai multe camere decomandate. Studenții români de regulă se cuplează câte doi sau pentru a împărți chiria, ceea ce la studenții străini n-am văzut. Studenții străini preferă să plătească, adică un student preferă să plătească el singur un apartament cu două camere decât să-l împartă cu alt coleg. Totuși, varianta cea mai economică rămâne cazarea la cămin. Anul acesta, Universitatea Ovidius din Constanța are peste 1300 de locuri disponibile în cele patru cămine. Dintre acestea, aproximativ 500 sunt rezervate pentru bursieri, studenți Erasmus, dar și pentru cadre didactice sau studenți familiști. Dacă o lună de chirie începe de la 200 de euro, o cameră de cămin nu depășește 300 de lei.